Este o seară plină de emoții pentru fetițe și băieți care au făcut astăzi tot ce a depins de ei ca să-i lase lui Moș Nicolae o impresie bună. Drept urmare, inclusiv cei care peste an n-au fost tocmai smirnă și-au curățat ghetuțele exemplar și s-au așezat la pândă. Poate îl vor vedea pe bătrânel și vor primi jucării și dulciuri, nu doar o mielușă. Moș Nicolae le aduce copiilor cu minți, dulciuri da, și fructe. Da. Și jucării. Când au auzit că Moș Nicolae le va aduce și jucării, Ilinca și Rareș au mers repede să-și pregătească ghetele și să le așeze frumos la ușă, ca nu cumva să creadă moșul că ei nu sunt acasă. Și moșul unde trebuie să pună cadourile? Aia! Andrei și Antonia și-au curățat încălțările inclusiv pe talpă, ca să nu-l dezamăgească pe Moș Nicolae. Când vine Moș Nicolae? La noapte. Această fetiță a făcut o listă lungă de dorințe. Ce vă doriți de la Moș Nicolae? Un unicorn, o păpușă, o tabletă. Alții și-au propus să fie gazde bune, așa că i-au pregătit lapte și biscuiți ca să mai vină și anul viitor. Ai grijă! Nu e pentru să bem, nu e pentru Nicolae. Da, mă uit! Maria și Ioana au decis ca cel mai bine anul acesta Moș Nicolae să le lase cadourile în papucii de casă. E mai igienic așa. De data asta, că pantofii sunt plini de virus. I-au așezat lângă pat. Poate așa reușesc să-l surprindă pe moș în fapt. Și Lia a făcut astăzi, împreună cu mama ei, un chec de casă pentru a-l ademeni cu ceva bun pe musafirul nocturn. Facem un chec? Da! Haide, eu amestec aici, tu amesteci acolo. Un pic mai mare, Iveta a înțeles că e un an diferit de toți ceilalți, dar speră că moșul n-a uitat-o. Sper să vină și anul acesta Moș Nicolae. Să vină ca și în toți anii. Iadan face cursuri de dicție și ne asigură că moșul va veni. Un bătrân îmbrăcat cu staie roșie, cu barba albă și lungă, călare pe un cal alb, a fost văzut zilele acestea pe la munte. Apa, pe moș, ești moș. Să fie noi moșele. Te-ai dus să vezi cismulițele, dacă sunt ceva pe cismulițe? De unde știi când a venit tata mea? Și mi s-a părut că m-am auzit ușa. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.